Comis, de fapt, asta e întrebarea, din spatele întrebării. Păi e nevoie de reformiști, fiindcă e nevoie să progresăm. Faptul că uneori, sau de foarte multe ori, oportuniștii până la urmă ajung să facă reformele astea așa cum le fac, ține de celebra viclenia istoriei a lui Hegel. Nu? Istoria se joacă cu noi și cu ei și îi obligă să facă ceea ce de fapt n-ar fi făcut niciodată sau n-ar fi vrut să facă. Dar o fac, până la urmă, că n-au control. Asta este. Totul, vă spun, vine de foarte departe. Nu e aici de discutat acum de mult, dar mă convinc tot mai mult că e o problemă de cultură civică, nu știu să se românească. Distanța dintre vorbe și fapte, sau mai exact, lipsa de importanță care se atribuie la noi spusei, cuvântului. Cuvântul nu e făcut să... E cumva pe dos lueze. Proverbul, știți că se spune că stăm bine cu teoria, dar practica ne omoară. Cred că e cam invers, de fapt, nu? Practica ne omoară, într-adevăr, dar stăm bine cu ea, dar stăm foarte prost cu teoria. Da, stăm prost cu teoria, pentru că nu credem. Nu credem în ea, exact. Nu fiindcă n-am ști să facem teorii, unii mai bine, unii mai puțin bine, nu despre asta e vorba. E vorba de internalizare, da. Noi internalizăm, considerăm că teoria se face pentru colocvii, pentru ca să le băgăm sub nas ăstora de la Uniunea Europeană niște hârțoage, pentru că dă bine din când în când să afirm la televizor nu știu ce, și pentru că totuși ne trebuie un element de distingere. Trebuie să ne separăm între noi. Aia să stea în partea dreapta sălii, aia să stea în partea stânga sălii, ca să putem să ne știm. Dar nu avem, eu nu spun că nu sunt deloc, dar sunt foarte puțini dintre politicieni și chiar dintre membrii mai largi în partea. Care stau bine cu teoria, nu? Nu asta e că stau bine cu teoria, vor fi știi câte ceva, dar care chiar să creadă că teoria contează. Și asta la nivel central. Nu mai vorbesc ce-o fi județe, orașele mai dau și... Cine interesează acolo teorie? Bun. N-aș vrea acum să-i acuz neapărat pe primarii care trec de la un... Mă rog, nu mai pot să treacă, îți pare? Dar, mă rog, parlamentarii, uneori ăștia, colegii de... Traseiștii care trec dintr-o parte în alta, sigur, ăsta e un caz clasic de oportunism, dar într-un fel ei se pot apăra spunând că fac o să facă ceva pentru colegiu. Dacă nu obțin bani, dacă nu obțin bani pentru colegiu, degeaba s-au făcut aleși. Dar totuși, într-un fel, trebuie să-ți respecti vocația de om de dreapta, om de stânga, pentru care ai, pe care ai ales-o tu.